salutare! Astăzi vom discuta despre cum va rula GTA 6 pe PS5 și Xbox Series X. Dacă vă mai doriți videoclipuri de genul, v-aș ruga să lăsați un like și un subscribe. Să începem! GTA 6 arată fenomenal, după cum ne arată trailerul postat de Rockstar Games pe 5 decembrie 2023. Această grafică însă a ridicat următoarea întrebare. Vor putea oare PS5 și Xbox Series X să ruleze GTA 6? Pentru a răspunde la această întrebare, va trebui să ne întoarcem în timp, mai exact, pe data de 2 mai 2018, când al treilea trailer cu Red Dead Redemption 2 a fost lansat. Jocul arăta fenomenal în trailerul celor de la Rockstar, atât de bine, încât unii oameni nici nu credeau că e posibil ca Xbox One și PS4 să ruleze acest joc. Consolele nu erau foarte puternice, aveau un procesor slăbuț și avea 2 teraflops. Capul pe 26 octombrie 2018, Red Dead Redemption 2 a fost lansat pe Xbox One și PS4. Jocul, deși arăta excelent și avea o grafică care te dădea pe spate, Rockstar a optimizat jocul atât de bine încât rula în Full HD la 30 FPS. Consolele de generație trecută au reușit să ruleze unul dintre cele mai solicitante jocuri vreodată lansate. Dacă ele au reușit să ruleze un joc atât de solicitant la o grafică foarte mare pe vremea aceea, sunt convins că consolele de generație curentă, adică PS5 și Xbox Series X, vor putea rula fără nicio problemă GTA 6 la o rezoluție foarte mare. Bun, am aflat că GTA 6 va rula fără nicio problemă pe PS5 și Xbox Series X. Acum, hai să răspundem la următoarea întrebare. Cu ce rezoluție va rula GTA 6 pe PS5 și Xbox Series X? Pentru a răspunde, din nou, ne vom întoarce la ultimul trailer al lui Red Dead Redemption 2. Trailerul a fost postat și filmat cu rezoluția de 1080p sau Full HD. Gameplay-ul din trailer a fost filmat pe una dintre cele două console de generație trecută, adică PS4 și Xbox One. De aici ne putem da seama că și GTA 6 a fost filmat pe una dintre consolele de generație curentă, adică PS5 și Xbox Series X. Deci, ca să răspundem la întrebarea cu ce rezoluție va rula GTA 6 pe PS5 și Xbox Series X, trebuie să vedem ce rezoluție nativă are trailerul, nu upscalat. Trailerul are opțiunea de 4K, dar unele porțiuni din trailer sunt la 2K. Deci trailerul nativ vorbind este la 2K, upscalat la 4K. Asta nu înseamnă că jocul nu va putea fi rulat în 4K nativ la lansare. Concluzia, GTA 6 va rula în 2K sau 4K. La 30 FPS pe PS5 și Xbox Series X. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi, că despre Xbox Series S voi face un video separat. Vă rog să vă exprimați părerea în secțiunea de comentarii. La revedere!